Observă pe ecran live cu așa cum dă dealerul spin cu mâna. Uh-huh. O să mergem în partea altă de entertainment, să zic așa. Deci cum am spus, asta este main floor-ul. Aici sunt majoritatea meselor de joc. Partea asta sunt mesele pe euro, sunt separate de mesele pe lei. Aici avem un bar central care deasupra are o scenă pentru artiști. Avem în fiecare seară muzică live, muzică soft ca să nu deranjeze clienții, adică nu muzică agresivă, și sunt adeptul muzicii live. Nu am invitat pe nimeni care cântă playback sau... Deci vreau doar muzică de ambianță, de calitate bună. Aici am făcut o parte de separeuri, unde se servește un snack, o cafea, adică să creăm puțină intimitate clienților. După o perioadă mai mare de joc, se poate să stea liniștit, să servească un snack, să bea o cafea, să fumeze o țigară. Să se simtă bine, într-un cuvânt. Să se simtă bine, da, exact. Ce fel de jocuri găsim în casino? Absolut toate jocurile care se găsesc în București sau în Europa, și chiar și alte feluri de jocuri de poker sau de blackjack. Absolut toată gama de jocuri, și cele mai noi, Trick Card Poker, Ultimate Texas. Aici este un bufet pentru clienți, iar în spate avem partea de a la carte pentru tot așa pentru clienții VIP. Avem personal foarte bine instruit, cu experiență mare, gata să sară în ajutorul clienților. Te pregătești toate cele trei mese, de la micul dejun până la prânz și cină pentru clienți, și între pauzele dintre orele de mese se servesc snack-uri, club sandwich și așa mai departe, fructe și cam tot ce își dorește un client. Jucătorul care vine aici găsește un serviciu complet? Găsește un serviciu complet, vrea să simte ca acasă, să nu fie nevoit să iasă din casino că îi lipsește o țigară bună sau o mâncare bună, sau absolut încercăm să satisfacem toate gusturile, și să nu, angajații sunt instruiți să nu spună nimănui, niciunui client, să nu spună că nu avem sau nu există. Ca și investiție, ce a însemnat Casino Regent? A fost o investiție, având în vedere că este perioada de criză și de recesiune, 7 milioane și ceva, în jur de 7 milioane jumate de euro, investiție destul de mare. Bucuria este că am creat 400 de locuri de muncă la 400 de oameni, în condițiile în care toată lumea concediază oameni, am avut o satisfacție deosebită. Salariile sunt peste media salariilor de la o companie normală din București. Angajații beneficiază de facilități deosebite, au camere de odihnă cu tot ce au nevoie, băutură coritoare, cafea, snack-uri, totul este gratuit din partea companiei, transportul este gratuit. Persoanele din poziții de conducere au orice alte facilități, mașină de serviciu, telefoane și așa mai departe. Adică cred că am creat niște condiții destul de bune de muncă. Câte mese de joc există în Casino Regent, incluzându-le pe cele din VIP? VIP avem, deocamdată am început cu 25 de mese, pentru că v-am zis, e o perioadă mai slăbuță, mai proastă, de criză, și vedem pe parcurs ce se întâmplă. În funcție de cum evoluează lucrurile, o să mai adăugăm sau o să mai luăm mese. La ce ar trebui să se aștepte clienții vis-a-vis de turneele organizate? Și aici mă refer la Texas Hold'em, la turneele de poker, la...
cât mai multe facilități, încercăm să fidelizăm clienții să poți să beneficiezi. Noi avem un contract cu hotelul Novotel și beneficiază de o rată specială de cazare, discounturi foarte mari în cazul în care folosesc serviciile hotelului de health club, de fitness și așa mai departe. În casino totul este gratuit, mâncare, băutură fără limită, nu contează ce sumă joacă clientul, totul este free. S-a dorit a fi acest casino, din punctul meu de vedere, din ceea ce observ eu, s-a dorit a fi mai mult un loc de entertainment, mai mult de joc, un loc de... Da, am încercat să, fiind așa mare concurență și vin 12 cazinouri în București, am încercat să fim puțin diferiți de ceilalți, să nu se simtă clientul că vrem să-i luăm banii, ci vreau ca și clientul să se simtă bine, să revină cu plăcere, să fie un loc unde să nu iese cu prietenii, să fie ca un club, să poată să ia masa, să... Am angajat un bucătar deosebit care a trecut pe la Harrods în Londra, la Alfa Ed, a fost bucătar și peste tot de restaurantele din Hilton. Sunt foarte bucuros să lucreze cu mine. Este un om foarte bine specializat în arta culinară și într-adevăr simți că bucătăria o artă. Thank you.